Bună seara, domnule rector, pentru că seara va fi difuzată această emisiune. Mă bucur tare că vă revăd. Ne-am cunoscut, cred că acum un an și ceva, noi doi, într-o situație foarte interesantă. Conduceam la vremea aceea un proiect internațional pe Marea Neagră și amicul meu și colaboratorul dumneavoastră, Andy Pușcă, de la Dunărea de Jos, la întrebarea cum pot să ajung să vorbesc cu rectorul de la Dunărea de Jos, a făcut gestul acela frumos, a vorbit cu dumneavoastră, i-a dat numărul de telefon, ne-am întâlnit și am vorbit. Bună colaborare, pentru că realmente Dunărea de Jos ne-a scos din niște situații complicate cu proiectul nostru cu Ucraina. La vremea aia nu puteau să facă o grămadă de lucruri și tocmai s-a terminat și în condiții foarte bune. Cred că mai urmează unul. Un preambul pentru a înțelege cum de a ajuns profesorul și rectorul Universității Dunărea de Jos la emisiunea Pasionat de Viață. Știu că sunteți pasionat de viață, știu că vă ocupați de probleme legate de natură, dar prima provocare, cum a ajuns un antreprenor la cârma unei universități atât de mari, probabil în primele trei din România, la propriu, un antreprenor, pentru că asta sunteți... Primele 10-12. Așa. Da, cantitativ vorbim. Să fie rectorul acestei universități, pentru că antreprenoriatul în România e așa un fel de poveste. O pot spune cu multă seriozitate la aproape toate nivelurile, da? Și dintr-o dată o universitate mare, unde am și absolvit, da, acum multe sute de ani, un antreprenor care a lucrat și în administrația guvernului, da, ca secretar de stat și ca ministru, a venit la universitate ca rector și se ocupă de creșterea nivelului acestei universități. Vă las pe dumneavoastră să faceți prezentarea. Prima dată, partea asta de antreprenoriat, cu care nu eram deloc familiar, prima învățătură din acest punct de vedere a fost făcut, eu am făcut doctorat în Franța și fost și profesor acolo de 5 ani, conducătorul meu de doctorat m-a îndemnat să lucrez pe ambele părți. Deci lucram și într-o universitate publică și într-un institut privat. Acolo am făcut primele expertize, eu am făcut facultatea la Iași. Sunt inginer chimist de meserie, iar doctoratul s-a făcut pe științele vieții. Alea au fost primele contacte științifice cu partea de mediu, cu care nu eram familiarizat, deși lucrasem fără să-mi dau seama în domeniu. Partea de antreprenoriat am învățat-o de la profesorul meu, care după un an și jumătate a început să-mi explice că știința înseamnă bani și trebuie să știi cum să faci rost de ei, pe mijloace legale și pe mijloace relative la mediul academic și la știință. Deci asta a fost prima revelație din punct de vedere antreprenorial pe care am avut-o. După aia m-am întors în România, am avut o perioadă, o activitate științifică importantă și încet, încet m-am dus către partea de mediu. În momentul în care am organizat guvernul olandez un concurs, în 99 s-a întâmplat chestia asta, de mult, de mult, de mult, la nivel de universitate, s-a creat un centru, ei au făcut un concurs și eu am devenit prin concurs director acestui centru, care se numea Departamentul Intermediu. De fapt, era o transpunere a activităților care în vestul Europei se numesc Science Shop. Deci asta este denumirea care este și în vestul Europei și în America, Science Shop. Deci modalitatea de a produce știință pentru mediul academic, dar cu beneficiari multipli. Adică inclusiv societatea, administrația, companiile private, ONG-urile și așa mai departe. Deci, scoaterea științei, așa cum este, într-o formă, să zicem, comestibilă, pentru alți parteneri decât cei academici. Există riscul la noi, în sistemul academic, ăsta este un risc, nu numai în România, în general, este riscul să existe o anumită izolare a mediului academic, care are anumite preocupări, are anumite competențe, uneori foarte înalte, dar și anumite orgolii, de așa manieră încât se consideră insularizați, așa. Știți că era expresia cu turnul de filde și unde stă profesorul și se uită la el alt și el îi spune din când în când ce trebuie să fac. Da, e interesant ce spuneți. Și sunt două lucruri pe care aș vrea să vă... despre care aș vrea să aflu de la dumneavoastră. Unul, în Israel, în Tel Aviv, există o universitate care practică
o activitate oarecum similară cu cea pe care ați povestit-o, pur și simplu tot ceea ce se numește brevet de invenție sau descoperiri sau activități care lor se par foarte importante, ele vând. Ei și-au făcut realmente... E obligatoriu. Deci este, da, deci... Pentru că altfel, deci da. Un brevet de invenție, un articol științific, un proiect, toate astea presupun niște investiții preliminare. Investiția se face în primul rând de resursă umană, trebuie să ai oameni buni pe care să-i plătești decent și după aceea trebuie să ai în partea materială. Trebuie să ai laboratoare, trebuie să ai cabinete, trebuie să ai internet, trebuie să ai acces la sursele de informare. Accesul la ora actuală este extrem de scump. Deci, universitatea trebuie să aibă un plan de investiții. Asta e obligatoriu. În cele două direcții fundamentale, resursă umană și resursă materială. Fără asta nu se poate discuta. Adică, nu putem să facem numai filozofia cercetării, ci cercetarea pe toate domeniile necesită aceste două tipuri de resurse. De investiții strategice. Fără de asta nu se poate. Apoi, la un moment dat, o parte din aceste investiții se întorc în diferite forme la universitate. Marile universități ale lumii lucrează antreprenorial, nu de 10 ani, de 20 de ani de când lucrăm noi. Probabil dintotdeauna. Și de dintotdeauna. Întotdeauna business-ul științific, business-ul de un alt nivel dezvoltat de primele 10 universități americane, Ivy League, de exemplu, există o orientare clară către antreprenoriat. De altfel, și în angajamentele României pe care le avem față de Comisia Europeană, noi am avut o serie întreagă de granturi de burse doctorale la care era obligatorie partea de antreprenoriat. Chiar am avut un proiect care s-a terminat anul trecut, în care erau obligați 20% din doctorant să-și deschidă firme proprii. Deci asta este o cerință pe finanțarea europeană. Ei, ce vă povesteam, că am învățat prima dată de la francezi, m-am întors în România, am lucrat o bucată de vreme aici, în universitate, după aia am plecat în America, am lucrat o bucată de vreme la americani, am trecut foarte rapid în mediul antreprenorial, prin universitate, deci nu era jobul meu, ci lucram pentru business-ul universității. Am lucrat vreo 2 ani și ceva acolo, am văzut modalitatea rapidă de a trecere de la concept, la idee, la proiect și la finanțare. Se face foarte repede, mult mai repede ca în România sau ca în Europa, la americani, în condițiile că ai pe masă niște argumente foarte bine puse la punct. Apoi, când m-am întors din America, eram la Facultatea de Științe pe vreme, acum se numește Facultatea de Științe și Mediu, colegii mei, pe vremea aceea, decanii erau aleși de comunitatea academică a facultății prin vot secret, cum sunt acum aleși rectori. Acum decanii sunt numiți prin concurs. Pe vremea era alegere directă. Și atunci, după o absență destul de îndelungată, am avut un plan de management al facultății și am fost ales decan. Decanul unei facultăți care nu prea stătea bine. Era un paradox. În sensul că aveam, din punct de vedere științific, o concentrare mare de valori pe chimie, fizică și matematică, mare concentrare de valori, oameni foarte deștepți, cu proiecte, cu idei, cu publicații, așa mai departe, dar trebuiau lucrurile coagulate în sensul unei eficiențe constatabile, nu pe termen de 20 de ani, ci destul de repede. Deci asta e o chestiune esențială. În sfârșit, între timp, am constituit cu colegii mei niște grupuri de proiecte pe care le-am dezvoltat. A fost chiar interesant pentru că a fost așa o explozie, deci cam după 2005, o explozie de proiecte. A fost pe prima parte, înaintea integrării României în Uniunea Europeană, au fost acele proiecte tip fare și derivate. Se aducea noi ca instituție, echipele din care am făcut parte sau pe care le-am condus, au intrat din prima în competiții, totul era prin competiție. După aia, în 2003, am devenit expert evaluator la Comisia Europeană, deci am 20 de ani de când sunt și trece timpul, și mi-am dat seama cum se pune problema la finanțare la Bruxelles. Componenta de eficiență, componenta antreprenorială este extrem de importantă. Ești obligat să demonstrezi că ce faci, mă refer la cercetarea aplicativă, care este majoritară. De fapt, nici nu mai poate fi vorba de o frontieră, cum era înainte, în cercetare fundamentală și cea aplicativă. Toate sunt amestecate.
în fundamental găsești aplicativ și în aplicativ găsești chestiuni de cercetare fundamentală. Pot să ciupesc aici, domnule rector, da? Da. Că am dibuit eu, că încerc să mă informez înainte de a intra într-o emisiune, că există un brevet de invenție pentru niște, niște asfalturi cu granule de tocmai a fost, polietilenă. Tocmai a fost premiat de joasă, de aur la... De joasă densitate, nu? Și nu e oricum făcut, făcut cu o firmă de construcții. Absolut. Care folosește asemenea materiale. Absolut. Da? Nu încerc să vă laud de aici, că am să încerc să vă și sâcăi cumva. Da. Dar mi s-a părut o chestie deșteaptă. Până la urmă, care este efectul? Spuneți-mi asta. Bun, deci ideea este așa. Ideea este că încercăm să împușcăm mai mulți iepuri dintr-un, cu un singur foc, ceea ce nu este simplu. Da, e alice sunt destule. Deci, care-i treaba cu asfalturile astea? Deci, în primul rând, că reciclarea, tot ce înseamnă PET, indiferent de folosire, începând de la apă până la uleiuri, dar nu-i complet. Reciclarea este imposibil de realizat în proporții de 100%. Sigur. Pentru anumite materiale, reciclarea este posibilă sub 50%. Din cauza faptului că există anumite deșeuri, iar procesul de spălare este mult mai poluant decât dacă lași la groapa de gunoi. Și prea scump. Și mult prea scump. Sigur. Și niciodată nu ai siguranța introducerii, de exemplu, unor peturi reciclate în sistemul alimentar. Pentru că o singură sticlă din 1000, de exemplu, dacă sunt cu o toxină foarte puternică, pe care să zicem că nu reușești să o distrugi în procesul de topire, care nu se duce mai mult de 250 de grade, pune în pericol viața consumatorilor. Și atunci sunt niște norme foarte, foarte stricte aplicate aici. După aia, selecția polietilen, polipropilen, polireftalat și așa mai departe, adică tipurile de polimeri utilizate, selecția se face în general, dar are anumite limite. Pentru că nu se poate face automat, trebuie o participare manuală, e foarte complicat. Și atunci rămân niște deșeuri cu care chiar n-ai ce face. Dacă te apuci pe acelea, așa cum spuneam, să le speli, să le curățe, e imposibil să obții un rezultat și siguranța finală nu este una foarte bună. Deci asta este o chestiune. După aia, pe asfalturi, noi lucrăm în România, de exemplu, lucrăm cu rețete clasice. Unele din ele sunt transferate din alte părți, ele sunt validate în România pe baza unor validări europene, o parte sunt validate de laboratoare de încercări din România. Ori România este caracterizată, climatul României este un temperat excesiv, cât o mai fi, cu schimbările climatice, cu oricum cu diferențe mari între iarnă și vară. Cu expunere la soare foarte importante, cu temperaturi la sol până la 70 de grade, pe asfalturi, pe expunere. Și atunci este necesar să vii cu ceva în plus. Și atunci ideea era să aduci ceva care nu-i scump, sau care este ieftin, sau care este cu preț negativ, în sensul că primești bani ca să-l folosești, ca să ai și un aspect economic clar. Noi putem să facem asfalt cu diamante, dacă așa nu, da, va fi... Ca suprafețe mai mici. Suprafețe mai mici. Și atunci, acolo sunt trei tipuri de elemente. Asfalturile clasice, bituminate, o parte din deșeurile rezultate de la sablare, când se pregătesc suprafețe, da? Aceste materiale sunt materiale greu de separat, pentru că conțin silicați, anumite componente de metal, greu de separat și greu de valorificat în alt mod. Deci sunt niște deșeuri efective cu potențial de deșeuri periculoase. Și deșeurile de care povesteam din sau din căzăturile, cum se spunea pe vremuri, da, pe reciclarea la peturi. Și am găsit, prin o cercetare care durează de câțiva ani, am găsit proporția optimă prin care amestecarea acestora în condiții energetice identice cu asfalturile, deci nu ridicăm să consumăm energie foarte multă, am obținut pe rezistență mecanică, pe rezistență la diferențe de temperaturi, în încercările de laborator am obținut rezultate foarte bune. Creșteri cu 13-15% a eficienței asfaltului. Asta ce înseamnă? Înseamnă, pe de o parte, evitarea unor deformări care apar pe timpul adausul de material, de câteva procente de material de adaus, este, nu crește prețul, ba chiar scade, pentru că aceste materiale nu se cumpără, ci sunt primite efectiv. Procesul tehnologic are diferențe extrem de mici, temperaturile, deci consumul de energie
cantitatea de energie utilizată pentru malaxare, pentru amestecare, omogenizare, nu este diferită. Și atunci produsul este mai ieftin. Deci suntem acum în stadiu în care produsul a fost brevetat, brevetul este recunoscut, a și obținut acum 2 săptămâni o medalie de aur la Euroinvent. Vom merge mai departe cu promovarea lui pe piețele internaționale și acum suntem la capitolul în care mergem la utilizatorii potențiali și facem evaluări în așa fel încât el să poată fi utilizat pe drumul public. Și acum să vă mai suchi un pic, pentru că sunteți exact în zona de care am dorit să discutăm. Colaborați cu societatea economică, cu societatea civilă, colaborați cu ei pentru că nu se poate altfel. Obligatoriu. Fără doar și poate. Doar că în activitatea academică românească, omul care nu are un doctorat nu prea poate să predea. Printre altele. Legea, da și nu. Da, legea nu e foarte permisivă în sensul ăsta, dar pentru că v-am zis că m-am informat și stau cu ochii în curtea la dumneavoastră cât se poate, am realizat că au început unii oameni din zona industrială, da, să își mai dau un doctorat, să găsească o formă de și colaborare și pe lângă savanții pe care îi aveți și pe care i-ați pomenit mai înainte, încep să vină și oameni care au o legătură bine, bine stabilită cu Terra, da? Ceea ce pentru o universitate tehnică de pildă este mai mult decât important. Pentru că mi-aduc aminte, și o spun cu subiect și cu predicat, că era o vreme când stăteam de vorbă cu profesori, l-am avut pe Emil Constantin, îndrumător de proiect, Dumnezeu să-l odihnească, și cu care de fiecare dată, la proiectele care le-am avut în comun, după ce am terminat universitatea, da, eu încercam să fac lucrurile să funcționeze, dânsul desena integrale și diferențiale pe tablă. Cam astea erau discuțiile dintre producția din vremurile acelea și profesorii de la catedră, oameni cu multă carte, dar cu... Bun. Cum stau lucrurile acum, domnule? Noi suntem o universitate, se numește comprehensivă. În sensul că avem 14 facultăți, 35 de departamente și peste 90 de specializări active. Foarte diferite. Aveți viață grea. Foarte diferite. Pe de o parte este complex să pui oameni din specializări diferite la aceeași masă să găsești soluții comune. Dar cel mai bine este, uitați-vă ce se întâmplă acum, se vorbește de 50 de ani de medicină personalizată. Ăsta e viitorul. Așa și într-o facultate unde ai și medicină și filozofie și inginerie și farmacie și mediu și matematică și chimie, toate la un loc. Știți, domnule, iertați că vă întrerup, da, dar mama mea, medic, spunea că nu există boală, există exact. Bolnav. Exact. Știm de asta de mult. În ultima vreme se cheltuiesc foarte mulți bani pe această medicină personalizată. Așa facem noi, facem tratamentul global al universității, se face personalizat în funcție de facultate. Dificultatea și farmecul constă în faptul că sunt acești mulți specialiști din domenii diferite. Și trebuie așezați la aceeași masă și găsiți soluții comune. Ceea ce facem de vreo 3 ani și facem foarte bine. Farmecul și avantajul acestei structuri este că găsești specialiști de care ai nevoie, găsești în aceeași universitate. Mergi la facultatea cealaltă și găsești specialiști. Important, unul din joburile rectorului este să reușească să găsească niște căi comune de comunicare, de așa manieră încât toată lumea să așeze la aceeași masă și să ne înțelegem, să producem ceva pentru universitate. Repet, universitate comprehensivă. Deci înseamnă că avem și inginerie, și socio-umane, și medicină, și ce ne mai trebuie. Eu sunt interesat, iertați-mă, eu sunt interesat să văd dacă pe aceea se așeza la masă, că puteți să-i așeza și cu forță la masă, da? Cum or să înțeleagă, nu, pentru că limbajul... Eu glumesc, da? Limbajul nu e același, fiecare vorbește limba lui. Cum faceți? Avem 13.000 de studenți la ora actuală din cei clasici, adică licență, master, doctorat. Accesul în acest sistem se face numai pe doctorat. Sunt anumite domenii în care eu, să zicem, aș fi mai permisiv dacă aș face eu legea și am făcut aceste propuneri. Domeniile în care există o cerere foarte mare. De exemplu, IT-ul, aș accepta prezența până la șef de lucrări didactic fără doctorat sau cu doctoranzi, cred că ar fi mai bine, și medicina. Dar, în sfârșit, astea sunt alte lucruri. Timpul vă spune. În afară de cei 13.000, mai avem încă 10.000 de studenți neclasici. Adică cei care sunt în tot ce înseamnă perfecționare, reconversie profesională, calificare și așa mai departe. În care lectorii, că acolo nu sunt profesori, acolo sunt lectori,
Acolo, aprobarea unei noi specializări se face repede, în condițiile în care face o justificare, ținând cont de realitățile economico-sociale, și în care specialiștii care vin și predau sunt cei care sunt în practică în viața adevărată, aia legată de pământ, de care ziceați dumneavoastră. Deci acolo numărul a crescut, avem 10.000 de oameni matriculați pe parcursul anului 2022, cred că vom avea și mai mulți anul ăsta. Acolo este tamponul, legătura dintre viața reală și universitate. Universitatea trebuie să se implice în această activitate. Pentru că asta se face mai repede, ne aduce, ne dă, sau ne face demn de încredere în fața mediul economico-social, pentru că dacă vine un întreprinzător și îmi spune, a fost cazul acum de curând, vreau să fac o nouă specializare. Așa, când îmi dai primii absolvenți? Și am zis, cam în 5 ani jumate. Și Doamne ferește, dar mi-e trebuie acum. De ce? Pentru că durează un an de zile dosarele, aprobarea de ARACIS, începe școala, trebuie să te pășeniți pe hotărâre de guvern, durează 4 ani. Dacă totul este ok, mai aștepți puțin. Deci, după aia faci mai întâi autorizare provizorie și după aia acreditare. Deci, până scoți pe piață niște specialiști de care are nevoie omul spune, băi, lasă-mă, când mă duc în altă parte, găsesc eu altă soluție. Și atunci venim așa și spunem, doamne, ție trebuie inginer din ăștia cu specializarea sau supra-specializarea cu tare. Și atunci te scot de la licență, te duc la DFCTT, se face un dosar, merge la Ministerul Educației, merge la Ministerul Muncii, care recunoaște ocupația respectivă, asta e obligatoriu, și atunci ai o relație cu antreprenorul și în 6 luni de zile poți să îi dai specialiștii care trebuie. De unde sunt lectorii aia care sunt, atenție, e foarte important, lectorii care sunt acolo. O parte sunt cadre didactice de la noi, specialiști de diferite grade didactice cu diferite competențe. Noi am fost foarte realiști de la început, de când am preluat mandatul și am zis așa, dacă sunt 7 discipline în care 3 le putem asigura și 4 nu, la cele 4 la unde nu am cei mai competenți oameni în lume, îi aduc din altă parte. Și atunci îi fac celui care vine expertului pe orice domeniu, îi fac un contract pe perioadă determinată când dă voie legea și omul vine și își transmite abilitățile și competențele într-o perioadă scurtă pe un, mai e o chestiune, planul de învățământ se face împreună cu antreprenor. Adică eu nu fac integrale și derivate la sudori. Ați putea să le faceți, dar nu servește la nimic. Și nu o să mai vină nimeni. Absolut. Deci la sudori facem sudura. Diferite tehnologii, ne adaptăm condițiilor, facem stagiile practică unde trebuie, chemăm antreprenorul, iese de față. Pentru că am reușit să facem chestia asta, în viitorul foarte apropiat, însemnând câteva luni, avem 2 proiecte eligibile pentru învățământ dual. Suntem singura universitate care 2 proiecte în aceeași regiune, pe cele proiectele alea cu 20 de milioane de euro, unde acolo se va vedea potențialul universității de a face legătura cu mediul economico-social, unul la Galați și unul la Buzău. Deci avem pe regiune 2 proiecte, ambele sunt declarate eligibile până în acest moment, zic eu că se va termina evaluarea până prin septembrie-octombrie și atunci vom avea 40 de milioane de euro împreună cu primăria Galați și primăria Buzău ca să scoatem pe piață ce se cere ca profesiuni. Începând de la absolvenții a 10 clase, care introducem într-un sistem separat, absolvenții a 12 clase cu BAC, absolvenții a 12 clase fără BAC, ei vor face o linie de pregătire specială preuniversitară, nu universitară, noi nu avem voie să înmatriculăm nimic ca studenți dacă n-au BAC-ul. În schimb, există o linie de pregătire profesională preuniversitară din care o parte vor continua pe filieră profesională, ceilalți vor deveni studenți și se vor specializa în meseriile pentru care trebuie diplomă de învățământ superior. Foarte interesant. Vedeți, dumneavoastră, eu am terminat în 86 universitatea, în 91, vrând nevrând, am fost trimis de firmă de la Brăila la Duisburg pentru am lua o certificare, un atestat de inginer sudor european. Și la universitatea din Duisburg, Eselfausch, Schweizer-Unversucht, m-au chinuit câteva zile, aproape o săptămână, și 99% dintre întrebările, în chestionarele cuvenite, erau legate de standarde și de activitatea tehnică. Și la un moment dat am întrebat, un pic enervat, de cursul 5 ani de când terminasem facultatea, unde e teoria? Unde pot și eu să excelez?
Și el mi-a răspuns cu un zâmbet larg: noi nu avem, pe noi pregătim sudori, ingineri sudori, da? Tehnicieni sudori, noi nu facem teorie, apropo de chestia asta. Au durat la noi doar 33 de ani ca să ne prindem de asta, nu? Da. E cam dureros. Era o chestie interesantă, o experiență, o să încerc să mă limitez la experiențele personale. Acum mai mulți ani eram într-un grup de reflexie, eram încă în America, un grup de reflexie americano-britanic și am fost invitați pentru un seminar, în sfârșit, era un grup de gândire de strategic pentru dezvoltare durabilă, mondial. Și am fost la un colegiu important la Cambridge și aveam un coleg de origine, cred că sovietică, pleca până în America, a trecut până în America și întors la Cambridge. Foarte bun. Și mi-a zis, avem un concurs la departamentul de chimie. Știind că eu sunt chimist de meserie, concurs într-un departament de care erau doi laureați ai premiului Nobel. Mă gândeam, un pic de competiție. Mă gândeam ce e acolo. Și a zis, domnule, concursul era sub formă de, la ei se numește thesis defense, de apărare. Deci comisia încearcă să te prindă cu ceva. Cu ceva bun sau cu ceva rău? Pe doctorat da. Este, așa se numește, apărarea tezei. Comisia atacă teza și tu trebuie să o aperi. Trebuie să o cunoști suficient de bine. Era concurs. Și erau doi concurenți. Am aflat că era a treia etapă, etapa finală a concursului. Fuseseră mai mulți înainte, însă și au trecut printr-o filieră, așa. Erau doi. Departamentul de chimie, directorul de comisie era directorul de departament. Și am început să întrebe. Da, ce activitate voluntară ați făcut? Da, ce sport de echipă ați făcut în universitate? Și eu, după 20 de minute de discuții despre sporturi de echipă, îl întreb pe Ivan. Zic, bă, da, de chimie când îi întreabă asta cu formule, să scrie pe tablă ceva, așa mai departe, nici nu erau table. Zic, bă, da, chimie fără tablă, să scrii formulele alea și să faci două reacții, cinci mecanisme, cum eram noi obișnuiți. Și mi-a zis, doamne, dar nu-i întreabă asta. Păi de ce nu-i întreabă? Și zic, doamne, au fost 200 de oameni inițial, pe un loc, foarte buni. Toată lumea cu o bază teoretică extraordinară. Au trecut prin trei etape și au rămas doi. Amândoi sunt extraordinar de buni. Cei mai buni din aia 200. Directorul de departament vrea să-și dea seama cu ce om o să lucreze în viitor. Și de asta el hotărăște care din cei doi va fi omul angajat. Corect. La Pembroke. Așa. Deci vezi, mă, asta e. Adică, fără o bază teoretică, nici nu discuți. Dar să presupune când ajungi la partea aia finală, la concurs acolo, să presupune că asta s-a verificat înainte. Și acolo ca celelalte capacități. Nu? Ești bun manager, dacă e funcție de management, știi să lucrezi în echipă, ești disciplinat, ai spirit critic, nu stai din gură și stai cu capul în jos când zice cineva ceva. E foarte important. Asta încercăm noi să facem. Deci sunt niște echipe acum importante care lucrează în universitate, foarte productive din punct de vedere al proiectelor finanțate și implementate, oameni care pot să ai încredere, pentru că în momentul în care semnezi pentru un proiect de 20 de milioane de euro, apoi vreau să spun că te gândești de 5 ori până semnezi ceva. E adevărat că sunt mai mulți oameni care semnează, dar în momentul în care chiar solicit, și așa. Chiar și așa, la 20 de milioane de euro, să ai 7-8 controle care se întâmplă pe parcursul derulării, plus încă 10 controle înainte și încă 7 după și mai trezești după 5 ani că mai apare vreo idee, vine cineva în follow-up și te întreabă acum 7 ani, pe 12 aprilie, ați fost la conferința cu tare? V-a dat de mâncare felul 1, felul 2, felul 3? Sau echipamentul la care l-ați cumpărat nu ați găsit unul mai ieftin? Că și aici a apărut o discuție la un moment dat cu evaluările. Și în momentul în care cumperi echipamente pentru un anumit scop științific și tehnologic, trebuie să cumpere ce este pe top. După principiu, suntem prea sărați să cumpărăm lucruri ieftine. Corect. Asta e bine. Ori ești în stare să cumperi ceva foarte bun, ori mai bine nu cumperi. Corect. Decât să cumperi o chestie, un second hand sau o prostie furată din alte părți, nu spun țara de producție, dar da. Lumea vorbește în acest sens, atunci mai bine te orientezi pe niște parametri tehnici de top. Corect. În primul rând că ești universitate și trebuie să fii pe top. Că până iese inginerul de la tine sau specialistul de la tine, trec 4 ani
Și dacă el s-a schimbat atâtea. Dacă el a învățat pe echipament de acum 20 de ani, la revedere. La ce mai servește? Domnule rector, o foarte scurtă pauză publicitară și reluăm îndată. Okay.